make you make click. No bun, deci salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din GTA 3. Hai să mai faci și o emisiune aici. Episodul ăsta e filmat după anteriorul, deci o să țină ceva. Avem ce emisiune de la tipul ăsta acum, că i-am adus și pe Ciprian și pe toți ceilalți aici. Deci a luat și deamul de companie, al red, bă, dar are bani futul în cursă, îl fut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Let's go, atunci. Hai, scoatem. Dar e fain că e măcar reparat asta, ok. De căcat vrea să s-o ducea ceva de China. Eu niciodată nu o să atent ce scrie acolo. Mă rog, eu... Amă că nu te-am pus sau ce căcat zici tu acolo. Eu niciodată nu o să atent la cinematicul cine ce zică e acolo. Nici la subtitări, nu mai nici la ascultări. Putea să fie și rămâne, eu tot nu eram atent ce zică e. Nu știu, eu de fel mi-au dat skip la asta. Dar le las pentru voi că încep să mă gândesc la futu-s gâtul, mătii. Încep să mă gândesc la ce mai trece mie prin cap. Cât timp sunt cinematicurile. Ok, du-te. Ia un bac printre ăștia doi. Ușș, fain. I'm Mirait, my favorite lady. You're looking for some fun? A little, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlantic Keys. Thanks, Chico. See you around. Gracias. And enjoy. That's good stuff. Come on, Fido. Zice asta, Fido. Stâlp. Cine pui mea a pus stâlpul ăla acolo în fața mea? Du-te. Da, bine, că trag ăștia după mine, fire, ia, vine și ăla cu băta, că de ce nu? Vezi, spun cu mașina pe zonă, te duci direct și trage așa în public, niciun stres. Și poliția când nu zice nimic. Logica GTA-ului, pe polițistul îl doare în pulă ce faci. Atât să nu te prindă cu arma sau că tragi. Dacă trag alții în tine, nu zice nimic. Hai că m-am băgat bine pe aici. Du-te, poți să treci prin tufiș? Hai mă că pot. E, nu poți trece prin, treci peste. Trag ăștia în mine sau ce drept? Băi, drept, ce trag în mine? Bă, firața ei, drept. Da, sper că nu prea mă suportă tipii ăștia. Bă, prima sau a doua stradă, că nu știu. Cred că la a doua trebuia. Hai, las că vine și pe aici drumul. O vedem pe asta ce faci. Bă, ce cred că n-am merge asta, zici că ea da careva un tortel cu două degete. Cum i-am dat lui unul în tabără un tortel, vai și amar de capul lui. Ce mama dracu? Am luat wanted? Aia nu mai vine. Hai fă urcă. Aia am pușcat pe miliție, e bine. Doar pistoale, n-au avut uzi eu sau puși, bă, fira ai drept. Ok, s-o duc dracu pe asta de aici.
Bă, ce n-aș pe că n-ai niciun subiect discutat așa pe fundal cât timp te joci ceva. Aveam povestit, dacă am zis și era de făcut ce am, cam ce am făcut acolo. A, sunt cu dracu. Bă, da, o antidul ăsta nu mai scade și el. Și acum vezi că vine acum de două mașini de aia de poliție să mă fugărească, că de ce nu? Pentru că da. Ată, una, poc, m-a bușit direct în stâlp. Fain, hai că vine ăștia pe mine, au și viteză. Nu te înmorți, mătii. Acum iar o să vină pe mine și... Cât urăsc poliția din GTA. Și ce mai ai drept, copoi ăștia. Tu zgâtul, mă, că trebuie să urc eu acum râpa asta, că de ce nu? Dă-te, drept. Hai, hai, că prindem viteză, hai, că prindem viteză acum. Hai, că l-au să cadă în prăpastie, sau nu? Dă-te, drept. Să-l vezi, se bagă aici după noi. Hai, intră în garaj, închide-o. Stai că intră și polițaiul după noi. Ok, am dus-o pe proasta lui ăsta la adăpost. Zece mii de verzișuri. Hai să mai facem o misiune aici. But we don't know where, and they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob who works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Pantalon pixelat seara asta. Hai ca pleacă si mașina de poliție. Da încoace sentinelul. Nu se compara cu mașina care a coșuge, dar e faina si asta. Ok, hai, zboară puișor. Hai ca zburăm bine pe aici. Nu. A, ne-a dat 126 de dolari pentru un salt amărât. Ia mai, puteți sări peste ăsta? S-a dus dracu mașina. E, măcar ne-am luat HP. Mașina care coșuge pe aici. Camionete, dube, nu... Uite acolo, aia e mașina, spune că e mașina care coșuge, spune că e mașina... Aia e mașina care coșuge, aia e, nu lua curba, futut, ai de cap. Hai, dăm cu aceasta. Noi de care coșuge, dai faină. Ia-o înainte atunci. Ok, zice să-l urmăresc pe ăsta care e acum un taxi. Sau mai... Așa făceam și San Andreas, deam fail la o misiune. Mișcăm înainte în ras sau mut. Să conduc ca un om normal. O să-mi fie greu. Stau la distanță mare. Înapoi. Dar bine că trebuie să iau stâlpi. Nu înțeleg de ce eu când trebuie să joc ceva și trebuie să fiu mai stealth, așa mai silențios, am tendința să nu vorbesc deloc. Sau dacă îți vorbesc în ce, nu știu, dar mereu am tendința asta. Eu când ies să joc ceva, trăiesc acțiunea jocului din plin. Hai. Mai merge mult ăsta în piz. Aha, uite la acolo.
cum se dă jos din taxiul să-l omor. Gata, hai da după el. Here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of the Triads. Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore, he expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Come here, motherfucker. Dă-mi cu acest shotgun-ul. Gata, ne-am făcut și cu shotgun acum. Cine zice? You've got some urgent work for you, Tony. Hai la Tony atunci. Tony Cipriani. Sau Tony Cipriani. Mă rog. Hai, bagă viteza acum, nicio mașină. Ia, mai zice ceva. Important export. Garage. Portland. Harbor. We have orders for various vehicles. Check on notice board for our requirement. O grămadă de misiuni. Am folosit zidul ăla ca să pot să opresc mai repede. Go, go, go. Trials and tribulations. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance. Hai că fac și misiunea asta și încheie episodul, că filmez deja de vreo 15... N-am 15 minute, cred că vreo 13 tot am. O, câte gloanțe de shotgun mi-au dat. Dă o mașină mai mare, nu-mi dau și miște. Uite tu taxiul, hai că e bun. Bă, la dracu, ce m-a dat jos. Hai mă să dau un pumn în gură. Hai, da, urcați. Urcă și tu. Nu mai urcă niciunul? Bine, hai să plecăm. A, că deja ne pizdim, ce să mai... Oho, ce trag ăștia pe aici! Du-te, 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 du-te! Mă, cât am mai ținut să arunc bani pe monitor! Aș da acum! Treci încoace, tu zgâtul, măi! Unu-i out! Hai, sper să tragă ăștia din mașină. M-au cutat în țara, îmi vine să dau cu un bun, dar mi-e că spar dracu monitorul. Cum era unul care s-a speriat când se juca Scary Maze. Dă-te, drecu. Ăsta-i băgat aici. Dar muriți în morții voștri. Uite o ambulanță, ne luă HP acum. Mamă, ce aici pe străzi? Du-te, du-te. Hai mă, oprește. Oprește alarma rasa, mătii. Alarma auză. Mamă, că ce-am zburat cu ambulanța. Alarmă, sirena. Așa.
Cred că e apă acolo. Fugi, fugi, fugi că bubuie. Ok, hai că am un dăstăr pe mine. Vino încoa. Hai nenicule, vino încoa. Nu mai angrenezi. Ok, pe unde o fi intrarea pe aici? Partea asta nu e. Cred că e pe aici. Hai să țin shotgun-ul la îndemână. Bun, s-a dus dracu și wanted-ul. Am mai poarta deschisă. Unit trade. Fish van. Mașină de pește, deci. Ok. Hai să căutăm camionetă de pește. Păi trece vreuna pe aici? Hai să ne luăm mașinuță și să căutăm van de pește. Mașină de pește. E vreuna prin zonă ca să pot intra acolo? Hai, dubiță de pește. Uite aici, dube. Uite, ai una cu pește. Ar trebui să fie un pește, nu? Pește de la care noată, nu de la care are curve multe. Tu-ți gâtul, mătii. Ok, urcă, urcă. E, dă-te-n rasa, mătii. A murit? A murit. Ai la misiune atunci. Am luat și wanted, tot. Vine ambulanța, ar trebui să... Ar trebui să mă urc în ambulanță, să iau niște așpe, dar... Piși pe el. Ok, păcărarea asta care... Nu te răsturna, rasa mătii. Uci, uncle! Cât au sărit aia. 30.000 de dolari ne-au dat, fain. Dați-mi încoace gloanțele. You've got some urgent, muncă de urgență pentru tine, Tony. O da multă treabă, ne mai dă și Tony ăsta. Oricum, cam atât și pe acest episod de GTA 3. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Butoanele de videoclip. Hai mă, mai pot să fac o săritură ceva pe aici? Nu cred. Nici n-are viteză mașina asta. Oricum, deci cam atât. Și ce să vă mai pot... Ce să mă bulbui, băgameși. Și cam atât. Până data viitoare. Ciao, les.